Deci acest cuvânt era ascuns pentru ei și nu înțelegeau ce spune. Apostolii care sunt alături de Iisus nu înțeleg nimic din ceea ce El ne spune. Aceasta este problema și tema Evangheliei astăzi. Oblirea spirituală. A nu vedea, a nu înțelege, a fi unde. Veniți să ne punem în context, Iisus, prezent spre Ierihon, Ierihonul este una dintre cele mai vechi localități din lume, după săpăturile ecologice răspândite, o mică localitate și astăzi prezentește la 23 de kilometri din est de Ierusalim. Ierihon este una dintre localitățile în care Iisus a făcut mai multe miracole. Astăzi, când vedem Iisus înconjurat de mulțimi, apropiindu-se de această mică cetate a Ierihonului. Deodată din mulțime răsună o voce puternică. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și lumea este prea preocupată de Iisus și de Cel care se află în fața lor pentru a mai putea da atenție celui care scrie pe marginea drumului. De a fi un cerșetor, de a fi un șchiop, de a fi un ciun. Lumea mare din. De aceea îi spun să facă. Acest strigăt deranjează lumea. Nimeni nu dorește o problemă în plus. Dar Iisus se oprește din drumul său, auzind această voce, pentru că El a intrat în timp și a făcut timp pentru a lua asupra sa problemele noastre. De aceea le spune celor din jur să-L aducă pe acest om. Cine este acela care a ridicat glasul? Este un om din naștere, nevăzător. Un om care nu a cunoscut lumina zilei, nu a văzut soarele, nu a văzut niciodată chipul semenilor, nu a văzut fața lui om. Nu au văzut obiectele natura, trăia acești lumei difuz, în care se născuse. Este un paralel de la Marcu, eu fel și numele acestui om, Bartimeu, adică, în traducere din aramaică, fiul lui Timeu. Acest om care zăcea pe marginea drumului cerșind, știe despre Iisus, auzise de oameni despre miracolele pe care le făcuse și cu încredere invocă numele Lui în Dumnezeu, ai milă de mine. Iisus se apropie de El și îi pune o singură întrebare. Ce vrei să-ți facă? Interesantă întrebare. În fața unui nevăzător, ce vrei să-ți facă? Cu siguranță, Iisus
văzându-l știa ceea ce de voi acest om. Însă dorea să audă din gura lui. Nu este mai cerșetor, nevăzător de marginea drumului. Este un om conștient de habitatul său. El știe că vede. Însă are încredere că poate recupera această vedere. Poate deveni sănătos. Răspunsul pe care îl oferă este interesant. Ce voi să-ți fac? Doamne, să văd. Thank you.
De aceea, continuă textul spunând, blândatea a văzut și mergea după el, dar nu înțelege. Acest om înțelege că, de fapt, această lumină pe care o dăduise vine de la Dumnezeu prin acest om, Iisus, Fiul lui David, cum o dăduise. Acest om înțelege că acea rugăciune a cerșetorului de pe marginea drumului a fost ascultată. Acea credință de ani și ani a cerșetoriei sale rugăciune a fost primită. Credința ta te-a înmulțit, de acum, omul acesta poate privi spre sus, spre cele spirituale. De acum și ochii sufletului s-au deschis. El a recunoscut plăcerea care și prin care vine lumina divină. Iisus Hristos, Mântuitorul. Este frumos finalul acestei pericope. Tot poporul care asistase în acest moment de luminare, fotismos, botez, a adus la Dumnezeu, a permis pe Dumnezeu. Nu s-au deschis numai ochii omului, s-au deschis ochii tuturor celor care au primit lumina primită de om și au primit cu credință această lumină în sufletele lor. Toți rămâneau de Dumnezeu. Miracolul care zilește nu doar vindecă, care face comunia, unitatea. Iubiți credincioși, în familia de astăzi, ne invită să ne punem și noi câteva întrebări. În primul rând, aș spune mai multe întrebări, o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu, pentru că am primit lumina ochilor. O rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu, pentru că am primit lumina credinței. Să întrebăm noi, cum utilizăm acest mare dar al simțului vederii, ce divin, un divin, ce păstrăm sufletele noastre. Văzul poate fi o poartă a sfinției și așa trebuie să fie. Însă, de orice poartă a simțurilor poate fi și o poartă a ispitirii, a răului. Să în puterea noastră să ne ferim privirea noastră de rău și să menținem ațintită asupra binelui, să o hrănim mereu din bine și nu din rău. Și poate pe oameni dificilă, care este din ochii prin care am văzut noi în viața noastră? Care este din ochii al lui Dumnezeu pe care am văzut în viața noastră?
simte și a păzi nu numai ochii noștri trupești, dar și cei spirituali, ochii credinței, cum ne alimentăm, cum ne hrănim credința noastră. Și aici e o chestiune interesantă care spune că la un moment dat, un grup de religioși, împreună cu preotul, participau la un moment de catehiză, care preotul împărtășea conținerea credinței, vorbeau despre Sfânta Liturghie și importanța ei, importanța faptului de a participa regulat la Sfânta Liturghie, dar chiar și în zilele de peste săptămână. La un moment dat, unul dintre credincioși a răspuns, a mers regulat la Sfânta Liturghie timp de 30 de ani. Am ascultat probabil peste 3.000 de predici. Dar acum, dacă mă întrebați, nu aș putea să le aduc aminte nici măcar una dintre acestea. Atunci, înseamnă că am pierdut timpul, am pierdut vremea, și eu, și Sfinția ta. Preotul a stat puțin de gândire și apoi i-a răspuns, într-adevăr, așa se pare. Dar hai să dau și un exemplu. Eu am 20 de ani de preoție. Sunt aici și am persoane care pregătește zilnic prânzul și cina. În aceste 20 de ani, am servit peste 22.000 de prânzuri și cine. Dar ar fi greu să spun ce am mâncat eu în fiecare zi. Dar aceasta înseamnă că au fost inutile aceste mese. Ele l-au hrănit, ele l-au alimentat, ele l-au dat forța de a putea continua de la o zi la altă. Fără hrană, aș fi fost mort. La fel este și participarea la Sfânta Liturghie. Uneori mi se pare prea lungă, alteori mi se pare să ne vedem și cu acest lucru frumos al unității.
perdures luminárias dentro do nosso ser, se dizia uma identificação, dada a este dia de exceção do Espírito, a Deus que procurar, 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 a